Carina Țurcan, moldoveanca acuzată de spionaj în Rusia, rămâne în custodia autorităților de acolo după ce Curtea de Apel de la Moscova a anulat decizia primei instanțe, cea prin care aceasta era cercetată în stare de libertate, însă cu interdicția de părăsi țara. Țurcan a fost arestată acum mai bine de un an și jumătate. Potrivit anchetatorilor ruși, în 2004 ea a devenit un agent al Serviciului de Informații și Securitate de la Chișinău. În 2015 la Moscova, Țurcan ar fi primit o versiune electronică a proiectului de document al Ministerului Energiei cu privire la anumite aspecte ale acțiunilor companiilor de energie ruse, iar câteva luni mai târziu ar fi transferat acest document serviciilor speciale din Moldova. Moldoveanca susține că nu a întâlnit niciodată reprezentanța ai serviciilor de informații și asociază persecuția sa cu o încercare de a o îndepărta de la postul ei.